Numărul copilelor care devin mame la vârste tot mai fragede a crescut îngrijorător și în Mehedinți. Neatenția părinților, abandonul școlar, lipsa de educație sau accesul liber la rețelele de socializare sunt principalele cauze ale acestei situații. 142 de minori au născut în maternitățile din Mehedinți în ultimii 2 ani, iar 20 dintre ele au ajuns în centre de sprijin pentru că nu erau pregătite material și psihologic să crească un copil. Am avut o relație cu un băiat de acolo de la mine, fiind mai mare, el având 34 de ani, eu am rămas însărcinată. Nu am vrut să păstrez sarcina, i-am spus lui să ce are de gând dacă mă va ajuta în privința asta. Și el a zis că nu va fi de acord, a zis, mi-a propus ca să scap de sarcină. Și i-am zis să meargă cu mine, că eu nu i-am spus mamei mele, mi-a fost frică de reacția ei oarecum. Și el nu a zis nimic, a zis să mă duc cu altcineva, că sunt mare. Eu i-am spus că nu sunt sigură dacă pot să fac întrerupere de sarcină fără acordul mamei mele. Bianca este victima unui individ irresponsabil care a întreținut relații intime cu ea, deși putea să-i fie tată. A lăsat-o și însărcinată, iar când copila i-a spus, individul a abandonat-o. Lipsită de orice formă de sprijin, fata a ajuns într-un centru specializat, unde are susținere materială și psihologică. Deși e greu de spus ce e în sufletul ei, pare împăcată cu situația. Cât timp eram gravidă, am încercat să dau de el, să recunoască copilul, să avem o legătură, a zis că va face testul de paternitate și când am născut, i-am dat mesajele, i-am scris să vină să facă testul, a citit, m-a blocat și nu mi-a mai răspuns. Ce te gândești să faci pe viitor? Cum să-mi crez fata singură, să fac 18 ani, să mă angajez, pot să mă întrețin singură, să am grijă de asta. Numărul adolescentelor care ajung în grija statului pentru că sunt pe cale să devină mame mult prea devreme a crescut în ultimii 2 ani. Aici, oameni calificați sunt pregătiți să le ajute din punct de vedere psihologic și material. În ultimii 2 ani de zile, momicile care au venit în cadrul centrului, numărul acestora a fost amplificat de către pandemie. În ultimii 2 ani am avut aproximativ 30 de cazuri de mămici care au beneficiat de serviciile Centrului Maternal Sfânta Ana, dintre care aproximativ de 20 de mămici au fost mame minore. Ce se întâmplă cu ele? Cum ajung aici? Cazurile ne sunt semnalate atât de primării, de către poliție sau medicii de familie din comunitate, cât și de la unitățile de învățământ. În ce situație sunt acești copii cu copii? Ele vin să nască sau vin deja cu copii și având probleme pentru că nu pot să-i crească? O parte din ele vin însărcinate în cadrul centrului, având în vedere vârsta lor foarte mică. Cauzele acestei situații sunt multiple. Prima ar fi neglijența părinților, care nu oferă copiilor o educație solidă și îi lasă nesupravegheați. Accesul liber la rețelele de socializare, abandonul școlar și sărăcia sunt alte cauze care contribuie din plin la escaladarea acestui fenomen. Din raportările oficiale de care dispunem, pe parcursul anului 2021, 56 de minore au născut în maternitățile din județul Mehedinți. Cea mai mică dintre ele, din informațiile pe care le avem, are vârsta de 13 ani. Înțeleg că are și o poveste specială. Este vorba despre situația la care vă referiți dumneavoastră, face referire la o minoră care încă nu a născut, este în centrul maternal, este vorba despre o tânără de 13 ani care a rămas însărcinată în urma discuțiilor pe care le-am avut atât cu minora cât și cu mama minorei. S-a ajuns la concluzia că e mai bine să păstreze sarcina respectivă în ideea în care mama, în discuțiile pe care le-am purtat direct cu ea, mama minorei, ne-a garantat că urmează să se ocupe de nou născut. Specialiștii spun că aducerea pe lume a unui copil la vârste foarte fragede, într-un mediu nesigur și lipsit de un suport material, influențează cursul vieții unei adolescente pentru totdeauna și sunt puține cazurile în care ea își mai găsește un echilibru.